Salutare, salutare tuturor, dragi jurnaliști și prieteni ai Tecta Limigis. Mă numesc Gabriel Victor Bâclea și sunt project managerul Asociației pentru Dezvoltare Urbană și alături de colegii mei vom fi gazdele dumneavoastră virtuale din această dimineață. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și că susțineți de peste 10 ani cauza noastră. Ei bine, de ce susținem această conferință? În urma unui apel de proiecte din programul pentru lumea prin culoare și sunet, organizat de Fundația Orange România, asociația noastră a reușit să obțină finanțare pentru un proiect, Tactile Printer One, care a avut scopul de a produce o soluție hardware, adică imprimantele tactile pe bază de aracet, dar și o soluție software, platforma de creare de desene interactive, Image Creator, care să reducă efortul depus pentru a crea imagini tactile, crescând astfel utilizarea acestora în procesul educațional. Beneficiarii direcției acestui proiect sunt peste 250 de copii și 50 de profesori din 20 de școli speciale ale țării. Școli speciale atât pentru copiii cu deficiențe de vedere, dar și de auz, cât și de învățare. Am încercat prin acest proiect să acoperim cât mai mult din suprafața țării, mergând astfel în 13 orașe, iar prin webinarele noastre am reușit să ajungem în peste 25 de orașe și 40 instituții de învățământ. Să vedem acum care a fost echipa care a stat la bază în implementarea acestui frumos proiect și o să dau cuvântul colegilor mei să se prezinte și să spună câteva cuvinte despre ei și despre rolul pe care l-au avut în proiect. Da? Mulțumesc, Gabriel. Sunt Dan Pațel, sunt fondator Asociației pentru Dezvoltare Urbană și mă bucur că am avut ocazia să finalizăm acest proiect pentru că noi ținem foarte mult la educația prin grafici tactile și una din barierele de care noi ne-am lovit în acest proces este prețul. Iar acest proiect și-a propus să ofere o alternativă profesorilor și părinților de a crea cât mai multe grafici în relief, de a face planșe tactile, imagini tactile care să fie accesibile financiar, astfel încât educația spațială a copiilor să poată fi cât mai diversificată. Așa Mulțumesc! este. Mulțumim, Dan. Maria? Mulțumesc! Bună, eu sunt Maria. În cadrul asociației sunt graficianul, iar pentru acest proiect am avut ocazia să realizez diverse cataloge tactile, atât pentru școli, cât și cataloge ale hărților de transport. Am susținut diverse webinarii, începând cu cel de Image Creator, apoi cel de embosare manuală, iar în final am realizat și o parte din site-urile pentru acest proiect. Minunat, Maria, mulțumim frumos. Radu? Salutare tuturor, eu sunt Radu, iar în cadrul acestui proiect am avut rolul de specialist în implementare procese și m-am ocupat de comandarea pieselor pentru imprimante și de replicarea lor într-un număr de 10. Minunat, Radu, mulțumim frumos. Alături de noi a fost și colega noastră, Paula Blaș, responsabilă de comunicare pe tot parcursul proiectului Tactile Printer One. Să mergem mai departe și vreau să vă spun și de cei cinci mari și frumoși parteneri ai noștri, cărora le mulțumim din suflet că ni s-au alăturat misiunii noastre. Colegii de la Sens International România ne-au ajutat în legătura cu beneficiarii noștri, cele 20 de școli speciale. Colegii de la Asociația Tandem ne-au ajutat prin crearea de imagini tactile. Cei de la Biblioteca Națională a României ne-au oferit suportul în a descrie desenele tactile realizate în cadrul proiectului. Colegii de la Techlange au fost cei care ne-au ajutat să dezvoltăm patru prototipuri de imprimantă tactilă pe bază de aracet. Iar colegii de la Lions Club Arad ne-au ajutat să integrăm partea de software a imprimantelor. Iar alături de noi se află colegul nostru Rareș Menea, pe care îl invit să zică câteva cuvinte despre el și despre Lions Club Arad. Rareș? Bună ziua, mulțumesc Gabriel, mă numesc Benea Rareș și reprezint Lions Club Arad, o asociație înființată în 1994, ce de atunci vine în sprijinul persoanelor cu deficiențe de vedere în special. Mulțumesc. Și am avut în Mulțumim. acest proiect partea de implementare software și integrare cu sistemul imprimante cu aracet.
Mulțumim frumos, Rareș, și puțin mai încolo în cadrul acestei conferințe, Rareș o să ne detalieze puțin mai mult despre ceea ce au făcut ei. După cum spuneam la început, proiectul a fost finanțat de Fundația Orange România, cărora le mulțumim din suflet că sunt alături de noi, sărbătorind chiar anul acesta frumoasa activitate de 10 ani de fapte bune și investind peste 6 milioane de euro în proiecte de educație. Pentru acest lucru mulțumim încă o dată Fundației Orange pentru faptul că a reușit să ne ajute să îndeplinim acest vis al nostru. După această scurtă descriere a proiectului, să vedem acum care este cuprinsul acestei conferințe și o să-i dau cuvântul colegei mele, Maria. Te rog, Maria. Mulțumesc! În cazul acestei conferințe vom vorbi mai întâi despre realizările acestui proiect, și anume mai întâi Image Creator, software-ul pe care l-am dezvoltat pentru a face mai ușoară crearea de grafice tactile. Apoi vom prezenta toate catalogele pe care le-am creat în cazul acestui proiect. Și mai departe vom trece la imprimante, toate cele 4 modele pe care am reușit să le creăm. Apoi vom continua cu webinariile, cele 3 webinarii pe care le-am susținut pe teme diverse. Și în final, site-urile create pentru proiect, toate cele 3. Mai departe vom trece la partenerii noștri și ne vor prezenta realizările lor în cadrul acestui proiect. Și în final vom încheia cu o sesiune de întrebări. Mulțumesc! Mulțumim frumos, Maria! Să începem așadar să vorbim despre prima activitate, Image Creator. Image Creator este software-ul pe care noi am reușit să-l dezvoltăm și este baza, ca să spun așa, de început, baza proiectului, deoarece prin Image Creator noi am încercat să oferim profesorilor posibilitatea să creeze grafice tactile și în același timp să le poată face interactive. Și o să rog pe Maria să ne povestească puțin despre această platformă minunată, Image Creator. Mulțumesc! Da, platforma aceasta poate fi accesată prin intermediul site-ului nostru și ideea este ca ea să fie cât mai familiară tuturor persoanelor care doresc să o folosească. De aceea, după cum puteți observa, ea seamănă foarte mult cu Paint. În interiorul acesteia există foarte multe tool-uri pe care le poate folosi oricine, pot fi create diferite forme, se poate chiar scrie în braille în interiorul acesteia și există și o librărie întreagă cu imagini gata create de noi, care pot fi incluse pentru a crea o compoziție complet nouă. Și de asemenea se poate și desena peste o imagine adusă în acest program, astfel profesorii își pot crea tot felul de planșe replicând efectiv ceea ce se găsește în manuale prin intermediul imaginilor aduse în acest program. Imaginile pot fi apoi exportate, printate sau incluse direct în aplicație, punându-se astfel informație pe acestea pentru a fi citită de telefon. Mulțumim frumos, Maria. Dan, ce ai putea să ne spui mai multe despre Image Creator și ce lucruri ți se par că ar merita să le mai menționăm? Aș vrea să menționez locul și momentul în care am început să creăm această platformă educativă. Noi ne-am lovit în experiența noastră de peste 10 ani de lucru cu școlile de o imposibilitate a profesorilor de a crea imagini tactile. Ne spuneau că nu știu să folosească software-ul, că e greu de folosit Illustrator sau alte software și că preferă un soft simplu cum e Paint-ul, că nu au o bază de date și că nu au experiență grafică, că nu au talent la desenat. Și atunci am creat pentru aceste probleme o soluție. Iar în momentul de față, Tactile Printer, Tactile Images, platforma tactileimages.org este o soluție la aceste probleme. Ai un soft care autoscalează desenele, un soft care facilitează foarte mult desenul pentru că este un soft de desenat vectorial, background removal ca să poți să copiezi. Am încercat să rezolvăm toate problemele pe care le-am întâlnit
în discuțiile cu profesorii. Și acum cred că e o soluție completă pentru a desena un grafic simplificat. Mersi. Mulțumim frumos, Dan. Într-adevăr, iată, profesorii acum se pot bucura de un instrument mult mai adecvat și pentru o desenare tactilă, pentru a crea desene tactile. La fel, părinții pot și ei cu ușurință să îl folosească, pentru că nu este un software greu de folosit. Este de aceea și fost cât de cât creat în apropierea aceasta spre Paint, pentru a fi familiar, pentru a fi ușor de folosit, dar în același timp mult mai performant, cu multe funcționalități și multe facilități în plus. Să vedem acum ce activități au fost realizate în privința catalogelor. Ei bine, inițial noi ne-am propus să realizăm 5 cataloage care să conțină 350 de planșe. Dar la finalul proiectului, împreună cu informațiile pe care le-am primit de la profesori, am reușit să realizăm 11 cataloage și peste 500 de planșe. De asemenea, metoda prin care noi am reușit să desenăm aceste planșe din catalogele educaționale au fost să întrebăm pe profesori ce materiale au nevoie astfel încât să le poată să le folosească la clasă, ce materiale lipsă, nu au în prezent și de ce materiale ar avea nevoie astfel încât să le aibă ca suport la lecție. Și mai multe informații despre cataloage o să ne ofere Maria. Maria, spune-ne mai multe. Mulțumesc mult! Da, deci pe parcursul dezvoltării acestor cataloge noi am lucrat în foarte strânsă legătură cu profesorii, ceea ce ne-a ajutat foarte mult și pe partea de feedback. Probabil ne-a ajutat atât pe noi cât și pe ei, ca să obținem planșe cât mai corecte. De asemenea, am realizat și planșe ale transportului, am realizat hărți ale traseelor autobuzelor, cât și hărți ale reședințelor de județ și ale județelor. Am realizat planșe pentru grădiniță, ce conțin imagini simplificate, forme simple, care să poată fi percepute de copii cât mai ușor. Dar, de asemenea, am realizat și planșe mult mai complexe pentru materii cum ar fi logica, materie de liceu sau matematică, unde am realizat planșe de la clasa a 5-a până la clasa a 8-a, complexitatea lor crescând astfel. Iar acestea pot fi direct folosite la cursuri de către elevi. În final am realizat și două suplimente de cataloage, unul fiind pentru biologie și altul pentru geografie. În trecut noi aveam deja realizat aceste cataloage, însă a fost necesară o completare a lor și am avut ocazia prin cadrul proiectului să le completăm cu încă o serie de planșe, care acum se găsesc în aceste suplimente. Da, suplimente pe care noi le-am realizat înainte în proiectele anterioare, cum ar fi la geografie, numaria și la biologie. Și profesorii astfel ne-au cerut noi planșe pe care noi să le creăm și să le ulterior să le adăugăm celor două cataloage. Da, mulțumesc frumos, Maria. E bine, să vedem acum ce activități au fost dezvoltate despre în legătură cu imprimantele pe bază de aracet. Imprimante pe care am reușit să le creăm cu ajutorul partenerilor de la TechLunch. Ei bine, noi inițial ne-am propus să realizăm 3 prototipuri de imprimante tactile și să le replicăm de 10 ori. Iată, am reușit la finalul proiectului să realizăm 4 imprimante și să le replicăm de 10 ori. Iar mai multe informații despre imprimantele tactile, despre procesul pe care l-au avut în crearea lor, o să vă povestească Dan și colegul meu, Radu, pe care îi invit să ne spună mai multe. Mersi, Gabi. Tot din interacțiunea cu profesorii, principalul motiv a fost cel financiar. Școala nu are bani să cumpere echipamente, școala nu are bani să producă imagini în cantități foarte mari. Și atunci am zis, ok, hai că facem o imprimantă care să nu coste atât de mult.
și am plecat de la principiul de funcționare a unei imprimante în ciocolată, pe care am interpretat-o și cu ajutorul colegilor de la Techland, cu ajutorul colegilor de la Lions, cu ajutorul lui Iulian Borș, cu ajutorul lui Alex Lucaci, am reușit să creăm o imprimantă care să lase o dâră de aracet, care din cauza grosimiei și calităților aracetului, ea rămâne în relief, flexibilă, tactilă și extraordinar de ieftină. Practic, o astfel de planșă costă pe undeva la 10-20 de bani, spre deosebire de alte tehnici de imprimare care pot fi de 100 de ori mai scumpe. Practic, am adaptat o mașină de imprimat în ciocolată la aracet. Minunat, minunat. Și aș vrea să vă întreb și poate să-l întreb pe Radu, ce a constat asamblarea imprimată, ce a fost acest proces, a implicat o documentare a prețurilor, a implicat o documentare a materialelor? Povestește-ne puțin mai multe, Radu. O întrebare foarte bună, Gabi. Inițial am început cu câteva Excel-uri prin care am făcut un research pe piață pentru toate piesele necesare. Au fost multe ore de muncă pentru că a trebuit să găsim cele mai bune piese la un raport de preț și calitate optim. După ce am făcut acest Excel în care am centralizat toate piesele de pe undeva la 5-6 site-uri, am început să le comandăm. Iar după procesul de comandare ne-am apucat imediat de treabă, unde fiecare dintre noi, după cum bine știi, am pus mâna la treabă. Mersi, Radu. Simt nevoia să precizez, Gabi, de ce am făcut 4? Pentru că una este din lemn, una este cu materiale pe care le găsești în casă, ca să zic așa, dezmembrezi o piesă de mobilă și ți-ai făcut cu propria ta imprimantă. A doua este cea mai ieftină imprimantă pe care am putut-o, cu cele mai puține piese și cea care necesită cea mai mică investiție. După care a treia este una cea mai rapidă, cea mai silențioasă. Iar a patra imprimantă este cea mai mare, pentru că am primit cereri de planșe A3. Așa că a patra imprimantă este A3. Deci cam asta este povestea imprimantelor. Am făcut 4 variante, toate sunt open source, sunt libere, poți să iei proiectul, să-l modifici, să-l îmbunătățești. Totul este pe GitHub, pentru că ne dăm seama că și ne-am dorit ca acesta să fie un proiect al comunității și comunitatea din întreaga lume să poată să folosească acest model și muncă pentru a crea imagini cât mai ieftine. Așa este și dincolo de aceste lucruri care au fost create și sunt minunate, noi ca și echipă ne-am bucurat și de faptul că a trebuit să renunțăm de la aceste activități toată ziua de a sta la laptop în fața ecranului și să tastăm toată ziua. Iată, ne-am pus și halatele pe noi, atât halatele, în ghilimele, atât eu cât și Dan și alți colegi, Alex, care au fost implicați și am mai șlefuit la imprimante, am mai tăiat din piese. A fost un lucru extraordinar pentru că am îmbinat utilul cu plăcutul și partea practică, nu doar partea aceasta din spate în care te gândești la tot ce urmează să faci. Așa că vă mulțumesc frumos că ați fost alături de noi în tot acest proces. Și ne-am bucurat împreună în a crea 4 plus încă 10 imprimante tactile pe bază de aracet. Corect. Prin mâna lui Radu au trecut toate piesele din aceste imprimante. Exact. Da. Radu fiind tăticul, ca să spunem așa, acestui proces de asamblare și montare a celor 14 imprimante. Mulțumesc frumos, dragilor! Iată, a venit momentul să vorbim și despre activitățile pe care le-am desfășurat în cadrul webinarilor. Inițial, noi ne-am propus să susținem 3 webinarii, iar numărul de participanți era undeva la 60. E bine, în total am reușit să susținem 7 webinarii pe 3
teme diferite. Image Creator. Primul webinar este cel despre cum profesorii și părinții pot să-și creeze imagini tactile pe care să le personalizeze, după cum a prezentat și colega mea Maria mai devreme. Noi în același timp ne-am dorit ca informațiile și lucrurile pe care le-am creat să ajungă la părinții și la profesori, astfel încât ei să le poată ulterior folosi și să le poată accesa oricând și fără să existe o problemă sau un lucru pe care să-i țină de la această activitate. Informațiile astfel sunt în continuare înregistrate, sunt pe YouTube și pot fi accesate în continuare. Un alt webinar a fost cel de îmbosare manuală. Planșele pe care profesorii le pot crea au și o tehnică și o metodă prin care le pot îmbosa manual, astfel încât să nu mai fie nevoie să meargă la un centru de imprimare în PIAF sau alte, să folosească alte metode și tehnice foarte scumpe. A fost un webinar tare drăguț în care noi am împărtășit tehnici de îmbosare manuală, atât profesorii cât și noi. A fost o activitate tare frumoasă și plăcută să putem împreună să împărtășim din experiența pe care o avem în îmbosarea manuală. La final, ultimul webinar, cel de imprimantă tactilă, a fost să arătăm inovația noastră, să arătăm cum funcționează cele patru imprimante, ce tehnici și ce lucruri trebuie realizate înainte să imprimăm tactil. Și la final am arătat trei metode diferite prin care pot fi printate planșele tactile, astfel încât și profesorii ulterior să poată să folosească cu ușurință imprimanta tactilă pe bază de aracet. Ei bine, dragilor, încheind și această secțiune de webinarii, mergem acum mai departe și vom vorbi despre ultima secțiune, despre website-uri. Și pentru aceasta o să o rog pe colega mea Maria să ne povestească mai multe. Mulțumesc! În cadrul proiectului, noi inițial ne-am propus să realizăm doar un singur site, însă în final am reușit să dezvoltăm chiar trei site-uri. Primul dintre ele este Tactile Printer One. În cadrul acestuia sunt prezentate cele patru imprimante. Fiecare imprimantă are o pagină proprie în care se găsesc complet instrucțiunile de asamblare cu scheme, text, cât și video, astfel asamblarea acestora să fie cât mai ușoară, să le poată realiza oricine. De asemenea, acest site conține și link-uri ce duc către GitHub, unde poate fi găsită mai multă informație legată de imprimante. Al doilea site este Learn. În cadrul acestuia, noi am implementat informațiile prezentate în cadrul cursurilor, în cadrul webinarilor, și anume ceea ce ține de Image Creator, de îmbosare manuală și, pe scurt, câteva informații despre imprimante. Aici se poate înscrie oricine și poate să urmeze fiecare curs pe rând pentru a afla mai multe despre cum funcționează Image Creator. Ultimul site este Marketplace, pe care sunt postate câteva dintre produsele noastre. Iar în final am dezvoltat puțin și site-ul Tactile Images, în care se găsește librăria noastră de imagini tactile, de unde pot fi descărcate toate acestea, pentru a fi mai apoi imprimate. Așa este, mulțumim frumos, Maria. Practic, toate activitățile și toate produsele care au fost create în cadrul proiectului Tactile Printer One am vrut să le punem la dispoziție oricând, tuturor, în mod gratuit, ca să se poată bucura cât mai mult de lucrurile care au fost create. Acestea fiind spuse, a venit momentul să dăm și cuvântul partenerilor, pentru că nu-i așa. Este foarte frumos să vedem și partenerii noștri cum ne-au așezat și să ne împărtășească puțin din activitatea lor. Și de aceea o să o rog pentru început pe colega mea Andreea Bruckner de la Asociația Tandem să ne povestească cum a fost procesul de creare al catalogelor. Andreea, te rugăm. Bună ziua!
Sunt Andreea Bruckner, sunt vicepreședinte la Asociația Tandem. Am fost foarte bucuroși că cei de la Tactile Images ne-au rugat să fim parteneri în proiectul ăsta, pentru, și pentru noi desenele tactile sunt o parte foarte importantă a activității noastre și aveam experiență deja pe crearea de hărți tactile. Am lucrat împreună cu colegii nevăzători care ne-au ajutat să găsim formula cea mai bună. Și am ales în orașe mari din diferite județe din București, deci în orașe mari din București, acele locuri pe care comunitățile locale le-au considerat a fi reprezentative și pentru cei care locuiesc în orașele respective și pentru un vizitator. Am ales de multe ori parcuri în care ei ar dori să se plimbe. E adevărat că, de exemplu, cei din Cluj m-au rugat să le desenez intrarea la mall. Nu prea e obiectiv turistic, dar pentru ei, pentru comunitatea nevăzătorilor din Cluj, mersul la mall era o chestie foarte importantă și posibilitatea de a se descurca în hățișul de treceri de pietoni din jurul mallului. La fel au mai fost niște gări. În Târgu Mureș am ales zonele de plimbare mai degrabă, fiindcă e un oraș foarte turistic, și am ales cetatea și parcurile mari unde oamenii se pot plimba. Nu știu ce să vă spun mai mult. Sper că am acoperit toate orașele. Noi suntem deschiși dacă la un moment dat comunitățile locale și oamenii ne spun că ar mai vrea ceva în plus, să continuăm colaborarea și să continuăm să mai facem aceste hărți. Ne-ar face mare plăcere, Andreea, și mulțumim tare mult pentru profesionalismul de care ați dat dovadă. Și un lucru minunat în tot proiectul nostru este că nu am făcut după ureche, ci întâi am întrebat comunitatea ce dorește să facă și apoi am livrat fie la profesori sau către persoanele cu deficiențe de vedere. Mulțumim frumos, Andreea. Și eu vă mulțumesc, că v-ați invitat în proiect. Cu tot dragul, și așteptăm la noi proiecte împreună. Mulțumim. La revedere. Vedere. Și alături de noi se află și colegii de la Lions Club Arad. O să-i dăm cuvântul lui Rareș Benea să ne povestească mai mult despre ceea ce au realizat în cadrul proiectului. Rareș. Mulțumesc frumos, Gabriel. Da, partea noastră în acest proiect a constat în a analiza în primul rând diferite moduri în care putem să tipărim cu aracet și să vedem cum putem să legăm această imprimantă de site-ul și de creatorul de imagini. Primul pot să spun că a fost un proiect foarte provocator. Când vezi inițial pe internet o imprimantă ce tipărește cu ciocolată, zici, e mare lucru. Dacă au făcut-o ei, putem și noi. Doar că aracetul are niște proprietăți deosebite și a încerca să tipărești cu el nu este un lucru ușor. Apar tot felul de inerții și se întărește rapid. Inițial credeam că vrem să întărim aracetul rapid, dar de fapt ai nevoie să fie totul șuit ca să lege restul imaginii. Viteza de tipărire, hârtia pe care tipărești, ceea ce vrei să tipărești, cât de complex să fie desenul respectiv. Toate au fost provocări și a fost o plăcere să fac parte din acest proiect. Reușim să angrenez și echipa și colegii mei aici. Da, m-am bucurat că au fost mai multe variante constructive de imprimantă pentru că am putut să vedem la fiecare avantaje și dezavantajele acelei variante constructive, cât și de asemenea testând diferite metode sau de pompat, diferite dimensiuni la seringi, tuburi folosite, lungimi și așa mai departe. De asemenea, a fost foarte provocator să încercăm să transpunem un desen realizat în creatorul de imagini într-un format ce poate fi recunoscut de o imprimantă 3D sau 2.5, cum a spus Dan.
De asemenea, a fost o surpriză pentru noi să vedem că diferite tipuri de aracet se comportă în moduri diferite și în funcție de colorantul folosit în aracet poți să ai rezultate de la a se strica aracetul efectiv, a avea diferite reacții chimice până la un print cursiv liniar pe hârtie. Nu știu ce să vă mai adaug. Sper că vor mai fi și alte proiecte cu o la fel de plăcută provocare din partea voastră. Mulțumim frumos, Rareș, și într-adevăr tot procesul prin care am trecut a fost unul provocator și frumos de a ne gândi împreună toți partenerii cum am putea să livrăm cât mai bine aceste produse și mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și, cum îi spuneam și Andrei, de ce nu la noi proiecte împreună. Da, mulțumesc mult. O adevărată muncă de cercetare foarte plăcută. Da, mulțumim frumos, Rareș. Mulțumim, cele bune în toate. Și iată, vorbind despre parteneri, acum se cuvine la aproape de încheierea acestui proiect să mulțumim încă o dată Fundației Orange pentru sprijinul pe care ni l-a oferit, pentru faptul că au făcut posibilă un vis al nostru să devină realitate, să creăm un software în care profesorii să poată să accesibilizeze aceste desene, să le facă interactive, apoi să creăm un prototip de imprimantă tactilă special pentru a reduce costurile foarte mari de imprimare standard, să zicem prin PRIAF sau alte metode și tehnici de imprimare care sunt foarte scumpe, având în vedere achiziția materialelor, a foii speciale prin care procesul de embosare este unul foarte scump. Iată, a venit momentul acum să mergem și în ultima secțiune a acestei conferințe, cea a sesiunii de întrebări. Pentru aceasta o să invităm pe toți cei care ne vizualizează, prieteni ai Tactile Images sau jurnaliști, să ne adreseze întrebări pe text, pe Facebook, iar eu o să le preiau și o să le citesc. Da? Deci le puteți adresa întrebările pe Facebook. Da, iată, avem o primă întrebare. Întreabă cineva în cât timp poate fi construită o astfel de imprimantă. Dan, ce ne poți spune? Noi am făcut imprimantele pe propria noastră imprimantă 3D, adică piesele le-am construit pe propria noastră imprimantă 3D, iar piesele le-am cumpărat de la magazinele de specialitate online. Tot procesul a fost gândit astfel încât să poată fi făcut oriunde. Practic, nu sunt piese care trebuie din materiale speciale, nu. Totul este, glumeam noi, de găsit la magazinul de bricolaj. Astfel că informațiile se găsesc pe de printat 3D, STL-urile, fișierele de cu care printez 3D piesele se găsesc pe Tactile Printer One, tactileimages.org, pe website. Acolo găsiți și instrucțiunile de montaj și lista de piese și, mă rog, o listă de prețuri pe care o avem noi în 2022. Lucrurile se vor schimba, dar măcar să aveți un reper de cost. Imprimanta, noi am reușit să o scoatem în 250 de euro pentru materiale. Printarea 3D a fost în jur de 40-50 de ore de printare 3D. Sunt multe piese pe care, mă rog, pot fi puse acum și în funcție de mașinăria de imprimanta 3D pot fi puse în paralel. Noi am avut o mașinărie mai mică și atunci ne-au luat cam 40-50 de ore pentru fiecare imprimantă de creat piese 3D. Iar dacă citești manualul și urmezi instrucțiunile și ai toate piesele cumpărate și, mă rog,
ești familiarizat un pic cu toți pașii, montarea unei imprimante 3D durează cam 10 ore. Minunat, minunat. Mulțumim frumos, Dan. Gabi, scuze-mă, vreau să menționez ceva. Deci, tot ceea ce am făcut este un proces nou, da? De aceea noi am creat aceste arhive online, aceste manuale de folosință, atât și de folosință, de mentenanță, de montaj pentru imprimantă, pentru platformă, pentru bibliotecă. Practic toată informația și toată munca noastră este în online. Practic am creat niște manuale de folosință a platformei, a bibliotecii, a imprimantei, a softului. Și ele sunt liber, sunt gratuite, sunt în engleză și în română. Ne străduim să creăm acest material informativ și asta a fost efortul nostru, să rămână, să poată fi citit individual când dorește fiecare cititor. Mulțumesc de precizare, pentru că cumva iată ai răspuns și la a doua întrebare care a fost adresată, unde poate fi găsită toată informația despre proiect. Și după cum menționai, iată, ea a fost creată deja pe website-urile proiectului, pe tactileimages.org, pe tactileprinter1, pe learn.tactileimages.org. Toată informația este sub această formă de manuale online, catalogele online la fel sunt și ele accesibile. Și după cum spunea Dan, poate fi ușor accesată de către fiecare dintre dumneavoastră, de oriunde. Și toate cu link-uri, da, toate cu link-uri directe sub această umbrelă tactileimages.org. Exact, exact. Mulțumim frumos tuturor celor care au prezentat, mulțumim frumos tuturor celor care au vizionat această conferință. Și mulțumim încă o dată Fundației Orange România pentru faptul că ne-a sprijinit să realizăm acest frumos proiect și drag nouă. De asemenea, mulțumim partenerilor noștri încă o dată pentru toată implicarea lor în proiect. Dacă vă place cauza noastră, vă rugăm din suflet să ne susțineți activitatea prin orice donație pe care puteți să o realizați pe site-ul nostru tactileimages.org. Acestea fiind spuse, împreună cu colegii mei, vă mulțumim pentru vizionare și vă așteptăm cu drag la următoarele evenimente marca Tactile Images. La revedere! Mulțumim! Mulțumim!